Te cunosc de undeva. Și tricoul e de pandemie, așa. Și eu pe voi. Au intrat molile între timp în șifonier din cauza pandemiei. S-au ascuns. Și în garderobă, da. Iată da, rezultatul. E foarte bine. Ne-am adus aminte de... Ați fost împreună la sezon, nu? Sau la... Ne-am cunoscut la Te Cunosc. În ce sezon? Mai ții minte? Sezonul 9 am sezonul fost 9. Împreună. Da, da. Iar după mine m-ai fermecat cu modul tău de a-mi interpreta operă. Vai de mine. Ia uite-te, mă, se zice că e un atribut al actorilor faptul că ei cântă foarte frumos, dar unii chiar cântă foarte frumos. E și cazul ei. Ia cântă-ne și mă. N-am auzit-o niciodată. E, lasă o octavă. Da, unde? Da, unde s-o da, da, mi-amintesc că stăteam la repetiții, că atunci, de fapt, erau emoțiile mai mici, puteam da, să stăm liniștiți da. Și să ne urmărim unii pe alții. Și mi-a plăcut întotdeauna ce faci. Am cântat atunci O mio babino caro, am făcut pe Montserrat Caballé. Hai de cap. Foarte tare. Nu era cu Manele pe atunci? Nu era. N-a fost ediția cu Manele. Nu. Între timp au redresat-o, au băgat salam, e ok. Bravo lor, dacă au putut. Da, și tu ai făcut câteva personaje. În toate edițiile au fost personaje surprinzătoare. Da, da, da. Ai avut vreunul greu? Ți-a picat greu? Cele mai grele au fost travestiurile. N-ai făcut Amandalir? La un moment dat, sau, nu, ai făcut o erai blondă. Salma, ia, salama. Ce, mă, nu mai știu. Dalida era. Dalida. Dar pe mine m-a omorât Tina Turner, pentru că mi-au pus tocuri de 12. Eu n-am încercat nici măcar în coșmarurile mele să merg pe tocuri sau să mă îmbrac în femeie. N-ai căzut pe scări, ai văzut că acum în ultimele am sezoane... Am plâns la propriu după ce am terminat... De durere? Da. Pe cuvântul meu de onoare, deci m-am tăvălit pe jos și am început să plâng, că nu mai puteam de durere. Au tot fost pe aici personaje din, de fapt, mă rog, prieteni de-ai noștri care au participat la Tecno de undeva și toți spun, bă, e distracție ce se vede, dar în spate, corect, în spate și cu durere. E chin, e transpirație, da, da. Sunt da. Nervi, sunt emoții, sunt tot felul de stări, ce să zic? E, dar am auzit că și salariile sunt mari de Or fi acum, de când au băgat manele. Exact, da. Acum sunt da. Toate încasări, da. Alte încasări, da, da. Da. Cum a mers viața în pandemie? Pentru că ați avut viața de familie, ca să spun am așa. Am înțeles, da. Au fost ceva sincope și pentru mulți pandemia a fost o mare piatră de încercare. Măi, pentru mine și Simona, pandemia a fost senzațională din punct de vedere al relației noastre de iubire, al relației noastre de înțelegere, pentru că ne-a oferit un moment de, nu neapărat de regăsire, că nu știu dacă ne pierdusem, dar ne-a oferit... Exact, după acea sincopă în care nu vă mai găseați la propriu prin casă, din cauza programului, nu? Pe scurt, a fost o sincopă la începutul anului trecut, în care eu, pentru că te-am auzit ce vorbeai în preambulul momentului, în care artiștii în general au momente, unii mai des, alții mai rar, au momente de slăbiciune, de... știu eu, de frustrare, de emoție prea mare, uneori se simt neînțeleși. E știut faptul că e greu să conviețuiești lângă un artist, pentru că el are o viață de boem, el are tot felul de cădere, are momente mai bune, momente mai puțin bune și la un moment dat iese din prisma într-o unei... o matrice normală. Exact, da, da. Se duce pe un drum, o realitate a lui, una frumoasă sau mai puțin frumoasă, pentru că genul ăsta de momente te inspiră, ți-aduc inspirație. Dar care nu mai corespunde cu realitatea exact. Exact, exact, exact. Din punctul ăsta de vedere, mie mi s-a părut, fiind o, trebuie să recunosc, sunt un tip extrem de alintat, extrem de pretențios în relație, cer foarte mult, nu știu dacă reușesc să ofer măcar jumătate din cât cer, pentru că adică am zis că vreau să fiu sincer. Eu sunt un tip care iubesc foarte mult genul de relație, iubire, așa perfecționistă la poveștile vechi de Romeo și Julieta, cu sentimentele alea până la lacrimi, cu tot felul de gesturi. Au murit amândoi. Mai devreme sau mai târziu. Nu e un model bun. Înțeleg că toți suntem datori cu da, au murit de tineri. E adevărat, în schimb a rămas simbolul lor, uite, au făcut un sacrificiu ca și cei după Titanic, altfel nu se luau 11 Oscaruri, care a rămas în timp. Da, adică încerc acum să fiu serios, dar îmi vine să și râd. Nu trebuie să fii foarte serios, că nu e... Da.
Am înțeles. Deci e, sunt un tip pretențios. Am alunecat la un moment dat un pic pentru că am avut senzația din cauza unui program extrem de încărcat. Pentru că sunt vremurile în care nu mai este familia tradițională așa cum o știm, stai tot timpul bot în bot cu copii, faci ce vrei, faci ce-ți place. Sunt lucruri pe care trebuie să le faci pentru a supraviețui, o simbioză între chestia asta. Și am adus, să zicem, atât sonoritatea cât și piesele la ceva ce se întâmplă acum, pentru că de vreun an am tot ascultat pe YouTube, pe televiziunea asta, sunt tot felul de colaborări între artiști foarte consacrați care cântă cu rapperi sau care sparg tiparul unei piese, indiferent de gen, cu un ritornelă, cum le zice acum, sau un intermezzo, cum zicea înainte, cu altceva. Da, este foarte la modă ceea ce s-a întâmplat între Aerosmith și Run DMC în anii 80, știi? Cumva o alăturare de stiluri la care nimeni nu s-ar fi gândit. Acum, în pandemie, așa cum spui, apar stiluri noi, trapanele, de exemplu, știi? Oamenii încearcă orice să iasă din comun. Da, da. Din acest motiv te-am și întrebat care e stilul, că poate creați un stil aparte. Nu știu dacă am reușit să creăm un stil aparte. Eu cred că mergem pe un, nu știu, să zicem un pop dance cu influență underground. Adică influența lui este underground. O să auzim imediat după publicitate acest posibil nou stil.